Deșteptarea. Ce se întâmplă în Mamaia sau prin Mamaia? Stai așa, să-ți deschizi și microfonul. A, așa, ok. Nu, dar o să merg la sfârșitul săptămânii și... treci prin Mamaia, da? Măcar să-i fac din mână, nu? Știi că e bulevardul ăla, bulevardul, cred că așa se și numește Mamaia, care e un adevărat showroom auto pe perioada verii. Vin băieții cu mașini mari, scumpe, extravagante, luxoase și da, merg așa cu viteză mică, de la un capăt de la celălalt al stațiunii. Așa. Pe la toate sensorile, la giratorii, dar așa ușor, ușor, așa, ca un Cadillac. Știi că era o piesă parcă de la Biugi Mafia. Am văzut mai multe lor de poziție, ca să le zic așa, de la niște oameni din străinătate care au spus: mamă, ce mașini sunt în România, mai ales la Mamaia. Da, deci veneau, știi, acolo și nu le venea să creadă. Adică, de ce să se mai organizeze, nu știu ce, târg auto, din, nu târg. O să le vezi la hotel acolo. Așa, te duci la hotel sau pe bulevardul Mamaia. Ai, unde voiam noi să ajungem? Să știți că o mașină marca Rolls-Royce a produs un ambuteiaj pe bulevardul ăsta Mamaia. De ce credeți voi? Aia a rămas în pană de benzină. S-a întâmplat la un sens giratoriu de pe bulevardul Mamaia, cum spuneam. Au filmat cei de la Neptun TV și au pus clipul pe Facebook. Deci cum, mă? A rămas omul cu Rolls-ul, a rămas... în pana prostului, cum se spune. Da, unde se vede fără... că Rolls-ul nu e pentru toată lumea. Și șoferul ce a făcut? Deci, adică, la Rolls trebuie să ai șofer. Care șofer? Stai puțin, deci că nu există, știu... o școală specială de șoferi pentru Rolls-Royce. La Rolls-Royce. Într-o realitate paralelă, poate într-o lume paralelă, nu aici în România. Nu-l conduci tu cum conducea Becali Maybach-ul, da? Și ăla, Maybach-ul, și ăla are... Da, și ăla trebuie dus puțin și la tinichigerie, la un serviciu din ăsta specializat, neapărat cu ranga, știi? Da. De-aia zic că la noi s-au întâmplat atâtea, deci, încât... presupun că proprietarul avea un șofer care s-a dus după benzină, nu? Care a coborât în frac, cu papion, da. Cu bidonul. Bidonul, pe cuvânt, tu ce ai fi făcut dacă ai fi fost... Dacă aveam Rolls-Royce? Da, și ai fi rămas fără benzină. Gândește-te repede la un scenariu, să nu te filmeze băieții ăștia, să te pună pe Facebook să rădă. Glovo, cum ar spune, Glovo sau altă companie din asta. Să-ți aducă ce? Da, Taz. Benzină, ce nu livrează orice? Păi da, dar tot ar fi filmat punând benzină. Eu aș fi chemat rampa, aș fi luat-o, aș fi dus-o pe un câmp, știi? Te-ai fi făcut că-i stricată? Da, 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 s-a terminat bateria. E electrică, știi, primul model. Da. Așa, și omul ăsta ce a făcut? Ce a făcut? A venit cu bidonul, a sunat pe cineva și uite, a venit o persoană în ajutorul șoferului cu un bidon de benzină pentru a alimenta mașina, a alimentat-o și bănesc că a plecat. Dar la motorizarea unui Rolls-Royce, să știți că... De mine nu mă miră, da. Sunt modele la care se ajunge la 7,1 galoane, da? De benzină, asta înseamnă 30 de litri la sută. Păi să spunem că are vreo 6592 de centimetri cubi motorul de la Rolls-Royce, iar prețul de achiziție, m-am uitat acum pe celebrul site, așa, pleacă de pe la 110.000 euro. A, păi la banii ăștia clar rămâi fără benzină. Da, e vechi ăla, știi. Dacă dai 110.000 euro, nu-ți mai rămâne și 1.000 de euro de benzină cât costă primul plin. Da, se întâmplă, asta este, se întâmplă și pe bulevardul Mamaia, se întâmplă chiar și în Mamaia, vezi când erau barierele lui Mazăre, nu se întâmplau de astea, adică intrai în stațiune, trebuia să cotizezi, știi, adică trebuia să ai ceva bani pe tine, măcar de benzină să intri atunci, dacă nu și de barieră. Să-ți povestesc eu altă dată o întâmplare cu un politician celebru, dar de fapt de cealaltă dată, hai acum așa pe scurt. Da, te rog. Care a cerut, știi cum era pe vremuri bariera la Mazăre? Da? Cine ar putea da, să... era, știi, mai ții minte cât era intrarea? Nu mai ții minte, era, dar era... 20.000. Așa. 2 lei cum ar 2 fi. Lei. 2 lei cum ar fi astăzi, dar era 20.000, că pe vremea aia aveam de 10.000. Mamă, și ce înjurat era pentru 2 lei ăștia. Și 20.000 și a dat telefon că a ajuns la barieră, nu erau nici carduri pe vremea aia atât așa, și a dat telefon la un subalternă că n-avea cash la el, omul, n-avea niciun ban și a zis să vină cu 20.000 la barieră. Și a venit subalternă cu 20.000 de dolari. Deșteptarea